Bună ziua tuturor și bine ne-am regăsit din nou. Sper că nu mi-ați dus foarte mult lipsa. Acest videoclip este să vedem trei gânduri ale persoanei la care voi vă gândiți. Avem varianta numărul 1, ulcica neagră, varianta numărul 2, ulcica verde și varianta numărul 3, ulcica maro. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele trei variante cu care considerați că rezonați mai bine sau să le ascultați pe toate cele trei și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Țineți cont că este o etalare generală, nu personală și nu se poate potrivi pentru toată lumea. Pe lângă asta, țineți cont că este doar într-un scop mai mult distractiv decât informativ, dar depinde de fiecare cum înțelege tarotul sau ce înțelege prin tarot. Da? Ok. Sper că v-ați ales varianta. Dacă nu, puteți pune pauză și să continuați după. Iar eu între timp voi începe cu prima variantă și anume ulcica neagră. Hai să vedem gândurile persoanei la care voi vă gândiți. Cele trei gânduri. Hai să vedem. Cele trei gânduri ale persoanei. Cele trei gânduri ale persoanei la care voi vă gândiți. Aici se pare că persoana la care voi vă gândiți a cam greșit. Și se poate întâmpla să fiți deja și separați. Sau să urmeze o separare între voi. Sau poate că nu, cine știe. Dar vom vedea. Gândurile persoanei la care voi vă gândiți. Wow! Bun, mi-au căzut mai multe cărți, dar le voi lua pe toate în considerare și voi încerca din toate cele multe care au căzut să fac măcar o idee cât de cât încât să se înțeleagă. Bun, aici se pare că această persoană, în primul rând, a creat o oarecare codependență pentru voi. Și voi, chiar dacă poate că v-ați despărțit de mult timp de această persoană, sau poate că nu, aici poate fi vorba inclusiv în sensul că se poate întâmpla să vă fi despărțit de această persoană inclusiv de ani de zile. Nu neapărat de o săptămână sau de o lună. Dar indiferent de cât timp v-ați despărțit, această persoană nu v-a uitat. Pe lângă asta, nici voi nu ați uitat această persoană. Aici este posibil, în unele cazuri, nu în toate, bineînțeles, voi cu această persoană să fi fost căsătoriți și să fi divorțat. Sau poate că nu ați fost căsătoriți. Dar indiferent că ați fost sau nu căsătoriți, această persoană, în primul rând, regretă despărțirea de voi. Lucrurile în viața acestei persoane nu merg așa cum mergeau când această persoană era cu voi. În momentul în care această persoană era cu voi, se simțea împlinită. Dar cred că în destul de multe cazuri, despărțirea voastră a avut loc și din cauza că exista o altă persoană. V-am spus, indiferent dacă ați fost sau nu căsătoriți cu persoana respectivă, a existat o altă persoană și din cauza asta v-ați despărțit de această persoană. Acum persoana, primul gând al acestei persoane este faptul că regretă. Al doilea gând al acestei persoane este faptul că își dă seama că încă mai are sentimente față de voi, își dorește să schimbe lucrurile. Și aș putea spune că al treilea gând își dorește să facă pași spre voi. Se gândește destul de mult la acest lucru. Se poate întâmpla ca în acest moment voi să nu comunicați absolut deloc. Sau chiar dacă comunicați, să comunicați foarte puțin și pe lucruri chiar strict
pe ceea ce vă interesează. Această persoană, în cazul în care nu comunicați, își dorește să vă facă un mesaj. Se poate întâmpla chiar să scrie mesajul, dar în loc să-l trimită, îl șterge. Sau se mai poate întâmpla, chiar dacă comunicați, foarte curând să vă facă un mesaj din care să vă dați seama că își dorește o reîmpăcare. Aici, această persoană, poate și în trecut, poate și pe actual, și în momentul prezent, pune foarte mult accent pe finanțe, pune foarte mult accent pe liniște, pune foarte mult accent pe a avea pace în familie. Indiferent dacă această persoană în acest moment este cu altcineva sau nu, nu are liniștea și pacea pe care a avut-o alături de voi. Și-a dat seama de lucrurile astea, doar că și-a dat seama, din punctul meu de vedere, din câte văd aici, și-a dat seama cu foarte mare întârziere. Acum depinde de voi dacă mai primiți înapoi sau nu această persoană. Într-adevăr, există chimie între voi, există pasiune sau a existat pasiune între voi când ați fost împreună. Într-o oarecare măsură mai există atracție și acum. Se poate întâmpla ca cel puțin unul dintre voi să-l urmărească pe celălalt pe rețelele de socializare sau poate că vă urmăriți reciproc. Chiar dacă poate sunteți blocați, v-ați blocat unul pe celălalt pe rețelele de socializare, asta nu înseamnă că nu s-au creat conturi false și nu se urmărește de pe conturi false. Da? Deci asta cu blocatul de blocatul n-are nicio valoare din punctul meu de vedere. Pentru că se pot face acele conturi false și tot se poate urmări. Dar acum depinde de fiecare ce înțelege. Bun. Această persoană, chiar dacă are în acest moment alte opțiuni, chiar dacă are în jurul său o altă persoană sau alte persoane, asta nu înseamnă că simte lucrurile la fel. Asta nu înseamnă că viața sa este atât de fericită și atât de bună cum ar vrea să pară. Chiar dacă postează, mamă ce fericire mare are această persoană, chiar dacă postează ce bine îi merge și așa mai departe, oarecum pe plan sentimental există o oarecare instabilitate, ca să-i spun așa. Nu simte acea siguranță pe care a simțit-o alături de voi. Se poate întâmpla ca această persoană chiar să vă fi spus lucrurile astea, că alături de voi simte anumite lucruri, că îi oferiți o anumită, poate liniște, poate nu știu, ceva, stabilitate și așa mai departe. Ei, acum acele lucruri nu le simte în momentul acesta. De asta v-am spus că într-un fel sau altul, până la urmă, această persoană revine printr-un mesaj sau poate chiar printr-o convorbire telefonică, revine în viața voastră. Atenție doar că chiar dacă regretă despărțirea de voi, în acest moment această persoană nu este singur sau singură. Dacă într-adevăr vă doriți să fiți împreună cu această persoană, să mai primiți în viața voastră această persoană, încercați ca lucrurile să le faceți în așa fel încât să porniți amândoi pe același drum, pentru că altfel veți ajunge din nou în punctul în care sunteți acum. Și nu cred că este cazul. Aici a fost vorba și poate fi vorba și pe viitor. Aici mai există acea situație în care, chiar dacă voi ați fost căsătoriți, poate da, poate nu știu. Dar chiar dacă nu ați fost căsătoriți, dar în acest moment această persoană este căsătorită, asta nu înseamnă că nu regretă despărțirea de voi. Și da, aici va urma un proces. Posibil ca persoana respectivă deja să se afle în faza de divorț sau să urmeze imediat, în perioada imediat următoare, divorțul acestei persoane. Indiferent dacă este sau nu este în divorț persoana care este căsătorită, sau poate sunteți voi, poate voi sunteți cei căsătoriți sau căsătorite și cealaltă persoană nu. Deci aici persoana care este căsătorită, va, în perioada imediat următoare, va divorța. Depinde acum de situația voastră și depinde de ce vreți voi să faceți pe mai departe. Dar da, gândurile acestei persoane sunt regretul că s-a despărțit de voi, sunt faptul că vrea să-și schimbe viața, dar să-și o schimbe alături de voi.
dacă acceptați sau nu, acum rămâne la aprecierea voastră a fiecăruia dintre voi. Nu pot cărțile de tarot, mai ales într-o etalare generală, să spună dacă voi veți accepta sau nu. Pentru că sunteți persoane care veți accepta înapoi această persoană și sunteți persoane care nu veți mai accepta această persoană în viața voastră. Bun, cam astea au fost informațiile pentru cei care ați ales ulcica neagră. Și voi trece la cea de-a doua variantă, anume ulcica verde. Hai să vedem. Trei gânduri ale persoanei la care voi vă gândiți. Trei gânduri ale persoanei la care voi vă gândiți. Bun. În primul rând, vă spun că aici vorbim despre zodii cornute, cum ar fi Berbec, Taur, Capricorn. Mai vorbim despre zodia Balanță. Mai vorbim despre zodia Gemeni. Și mai vorbim despre zodia Rac și Fecioară. Deci astea sunt zodii care predomină. Dar hai să vedem dacă mai avem inițiala BJM sau W chiar pentru unii dintre voi. E adevărat, pentru puține persoane, dar este. Țineți cont că inițialele pot fi și numele persoanei la care voi vă gândiți, poate fi și nume de stradă, de localitate, de țară, de orice, da? De mașină, de nu știu. Ce mai inițiale vă ajută pe voi. Bun, hai să vedem gândurile persoanei față de voi. Da, aici pot să spun că între voi a existat o pasiune aparte. A existat, aici cred că mare majoritate dintre voi, în legătură cu această persoană la care voi v-ați gândit, cred că a fost vorba de amant-amantă. Ați vrut cumva fiecare dintre voi să renașteți, dar se pare că relația pe care ați avut-o nu a fost una benefică pentru voi. Poate că această persoană a trebuit să apară în viața voastră pentru a învăța o lecție, pentru a învăța să nu mai aveți atât de multă încredere în oameni, pentru a învăța să vă puneți voi în primul rând pe primul loc, să vă câștigați încrederea în voi înșivă, în primul rând. Din câte văd, aici această persoană este o persoană destul de toxică. Este o persoană care are vicii. Vicii în sensul de alcool, femei, jocuri de noroc, nu știu, poate droguri. Viciile sunt de mai multe tipuri, da? Acum n-aș putea să vă spun, da, are viciul respectiv, pentru că nu am cum să spun pentru fiecare persoană ce viciu are. Dar voi știți lucrurile astea, nu trebuie să vi le mai spun eu și pentru fiecare dintre voi este clară situația. Bun. Din câte văd, aici a fost o relație secretă. A fost o relație care nu s-a afișat această persoană pentru mare majoritate. Pentru alții, da, poate că s-a afișat această persoană cu voi, dar s-a afișat în modul de laudă. S-a afișat în modul de uite ce persoană am reușit să agăț sau ceva de acest gen. Dar nu a fost ceva de foarte o iubire imensă din partea celelalte persoane. Din partea voastră, da, au existat sentimente, pentru că voi sunteți persoane care puneți suflet, voi sunteți persoane care empatizați foarte mult, voi sunteți niște persoane destul de sensibile. Persoane care, atunci când vă doriți ceva cu adevărat, puneți destul de mult suflet. Doar că, din păcate, cealaltă persoană nu a știut să aprecieze acest lucru. Această persoană văd că v-a dezamăgit destul de mult și nu v-a dezamăgit doar o singură dată,
și v-a dezamăgit de mai multe ori. Doar că voi ați crezut în această persoană destul de mult, ați crezut că este, și nu doar că ați crezut, dar poate că într-adevăr această persoană de fapt era sufletul vostru geamul sau sufletul vostru pereche, dar asta nu înseamnă că și trebuie să rămâneți cu cealaltă persoană pentru că este sufletul vostru geamul sau sufletul vostru pereche. Da? Deci depinde de fiecare persoană în parte pe ce nivel vibrațional vă aflați. Da, acolo unde vă aflați pe același nivel vibrațional sau cât de cât apropiat, dar puteți rămâne cu persoana respectivă. Dar dacă cealaltă persoană nu și-a învățat lecțiile, nu face ceea ce trebuie, e clar că asta nu înseamnă că trebuie să rămâneți cu persoana respectivă. Iar din câte văd aici, cealaltă persoană are foarte multe lucruri de învățat, are foarte multe lucruri de, în primul rând, de a învăța să aprecieze ceea ce primește, de a aprecia persoanele din jurul său, pentru că văd că este o persoană destul de egoistă, este o persoană care face lucrurile mai mult pentru el sau pentru ea. Nu este o persoană care să zică, ok, fac și pentru mine, dar fac și pentru ceilalți din jur. Nu, dacă eu am, văd după aia dacă rămâne, să mai dau și la alții. Deci cam așa gândește această persoană. Nu gândește în ideea că dacă cealaltă persoană este bună cu el sau cu ea, să fie la rândul său la fel bun cu cealaltă persoană. Indiferent cât de multă pasiune a existat între voi, indiferent cât de multă atracție a existat între voi, lucrurile astea tot s-au finalizat într-un fel sau altul. Acum voi trebuie să dați dovadă de foarte multă creativitate și să vă bucurați de ruptura aceasta dintre voi, chiar dacă vi se pare puțin dur ceea ce spun, dar ruptura asta dintre voi este o victorie pentru voi. De ce? Pentru că veți realiza lucrul acesta puțin mai târziu, dacă încă nu l-ați realizat, că ați avut ceva de învățat, ați știut să învățați, să vă apreciați poate mai mult, să apreciați mai mult oamenii din jurul vostru și să știți mai mult ce vă doriți de fapt și pe cine vă doriți în viața voastră. Și cu siguranță, în perioada imediat următoare, veți întâlni persoana pe care voi vă doriți. Dar așa cum spuneam, gândurile acestei persoane nu sunt gânduri pozitive pentru voi. Chiar dacă această etalare sunt trei gânduri ale acestei persoane față de voi, nu aș putea să zic trei gânduri clare. De ce? Pentru că aici nu există gânduri pozitive. Doar gânduri negative, indiferent că ar fi unul singur, indiferent că ar fi mai multe. Da, această persoană se gândește la voi, nu e că nu se gândește, dar dacă ar fi să existe o împăcare între voi, ar fi acea împăcare tot așa pe ascuns, tot așa cu lucruri negative. Deci această persoană nu are nimic benefic în legătură cu voi, nu aduce nimic benefic în viața voastră decât dezamăgire și suferință. Acum depinde de voi cum veți acționa mai departe. Voi poate sunteți persoane care vă doriți de a face ceva împreună cu această persoană, de a o lua de la capăt, sau poate că unele dintre voi chiar vă doriți un copil cu această persoană, dar țineți cont că această persoană este toxică, această persoană poate să vină chiar el să vină cu ideea de a avea un copil împreună cu voi, dar doar pentru faptul de a vă ține acolo, doar pentru a-și asigura locul și a ști că poate veni în viața voastră ori de câte ori are poftă. De asta vă spun, aici depinde totul de voi, de cum veți gestiona lucrurile pe mai departe. Eu cam atât am avut de spus și pentru cei de la varianta numărul 2, de la Ulcița Verde, și voi trece mai departe la varianta numărul 3, și anume Ulcița Maro. Hai să vedem. Pentru cei de la Ulcița Maro. Trei gânduri ale persoanei față de voi pentru cei de la Ulcița Maro. Trei gânduri ale persoanei este că această persoană își dorește să o ia de la început cu voi într-un ritm foarte alert, foarte rapid.
Al doilea gând al acestei persoane este că voi veți refuza. Are frică că ceea ce vă va propune veți refuza. Văd că voi, chiar dacă v-ați despărțit de această persoană, aveți destul de multă energie și chiar v-ați dat seama de ceea ce vreți să faceți voi pe mai departe, chiar dacă include această persoană ceea ce vreți voi sau nu. Există destul de multă nesiguranță în gândurile voastre și în gândurile acestei persoane. Voi aveți impresia că următoarea persoană care vine în viața voastră poate să fie o persoană care va face la fel cum a făcut această persoană sau că nu veți întâlni niciodată dragostea adevărată. Dar nu trebuie să aveți aceste temeri, aceste frici, pentru că lucrurile se vor așeza. Pentru cei care vă doriți copii, să știți că veți avea, într-un fel sau altul, indiferent de vârsta pe care o aveți, pentru că este posibil să întâlniți o persoană care are deja copii. Iar voi, dacă sunteți persoane care deja aveți copii, văd că puneți mai mult accent pe copii decât pe viața voastră personală. Și e posibil ca tocmai acest lucru să fi dus la despărțirea de această persoană. Aici un pic de atenție. Nu zice nimeni să nu puneți accent pe copii, nu zice nimeni să nu vă dedicați copiilor, dar încercați să nu uitați totuși și de viața voastră personală. Pentru că altfel nu veți face altceva decât să ajungeți la o anumită vârstă la care să vă dați seama că ați încurcat puțin lucrurile și apoi să regretați. Un pic de grijă aici, că le puteți îmbina pe amândouă într-un fel foarte, foarte frumos. Aici mai poate exista o posibilitate în sensul că poate că cealaltă persoană a avut copii și poate că voi sunteți cei care v-ați ocupat de copiii respectivi. Iar acum această persoană simte destul de mult ceea ce a însemnat când v-ați ocupat voi și acum când nu vă mai ocupați voi de acești copii. Și cumva poate că își dorește această reîmpăcare, își dorește acest nou început, inclusiv de dragul copiilor. Un alt gând al acestei persoane este de a munci mai mult la această relație și de a face ca lucrurile să meargă într-o direcție pozitivă. Dacă într-adevăr puteți să treceți peste ceea ce a făcut această persoană și să o luați de la capăt împreună cu această persoană, cred că aveți destul de multe șanse să faceți împreună ca lucrurile să meargă în direcția pozitivă. Aici cred că ambii ați avut nevoie de această, să o numim, pauză, pentru a vă da seama ce însemnați unul pentru celălalt și ce puteți face împreună și ce vreți de fapt de la viață pe mai departe. Cred că această separare a fost de bun augur, aș putea să spun, iar de aici puteți începe să faceți lucruri mult, mult mai frumoase și benefice pentru ambii parteneri, pentru ambele persoane, dacă într-adevăr vă doriți acest lucru. Veți înțelege toate lucrurile acestea după acea împăcare, pentru că o să vedeți schimbări și din partea voastră și din partea celelalte persoane și cumva că lucrurile încearcă și nu că doar se încearcă, ci că vor merge într-o direcție mult mai bună. Chiar dacă vi se pare că pe moment că lucrurile nu se schimbă, că totul stagnează, că nimic nu e așa cum ați sperat voi, totul o să se vadă în timp. În timp de, eu zic, maxim 9 luni de zile. E clar, lucrurile nu se pot vedea într-o zi, 2, 3, 5, dar în 9 luni de zile de acum încolo sau din momentul împăcării voastre, vă veți da seama că există schimbări și există schimbări benefice și că această pauză care a avut loc între voi este una de bun augur. Este posibil, poate unii dintre voi, ieri, astăzi, de 2-3 zile să vă fi împăcat deja și să fi avut acest nou început.
iar pentru alții poate să fie în zilele următoare. Dar oricum, împăcarea asta nu o, separarea asta, pauza asta dintre voi nu o să mai dureze mult timp și veți comunica, iar din momentul comunicării fiecare decide ce vrea să facă pe mai departe. Cam astea au fost informațiile și pentru cei de la varianta numărul 3. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!